La această sesiune a bacalaureatului în județul Hunedoara, rata acumulată de promovare înainte de contestații este de 73,88%, cea mai mare din ultimii 3 ani școlari. Cumulat, la toate probele au fost corectate peste 7.000 de lucrări. Ieri au fost depuse 904 contestații, număr obișnuit comparativ cu sesiunile din anii trecuți, declară reprezentanții Inspectoratului Școlar din județul Hunedoara. În județul Hunedoara au promovat un număr de 1652 de candidați, dintr-un total de 2236 de liceeni care au susținut examenul de bacalaureat, adică au obținut medii de peste 5 sau egale cu 5. S-au înregistrat doar 2 medii de 10, puțin față de anul trecut, dar și 130 de note de 10 la probele de limba și literatura română, matematică, istorie și la proba la alegere a profilului și a specializării. Ieri, elevii nemulțumiți de notele obținute la diferite probe au depus peste 900 de contestații. La examenul național de bacalaureat în județul Hunedoara au fost înregistrate 904 contestații. Cele mai multe lucrări contestate au fost la limba și literatura română, mai exact 391, la matematică 178, biologie 159, geografie 63, istorie 53, dar și alte discipline, mai exact 60 de lucrări de la alte discipline din cadrul examenului de bacalaureat. Lucrările contestate vor fi reevaluate în perioada 4-6 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate în data de 7 iulie. Numărul contestațiilor nu este nici mare, nici mic în comparație cu anii trecuți și cu numărul lucrărilor, afirmă reprezentanții Inspectoratului Școlar. Este mult, pentru că sunt în total peste 2000 de lucrări la o probă, având în vedere că sunt 3 probe plus materna, deci vorbim de aproape 7.000 de lucrări. Din cele 7.000, 904 au fost contestate. Rămâne de văzut dacă, după soluționarea contestațiilor, rata de promovare în județul Hunedoara va crește, va scădea sau va rămâne la același procent.